Peste 1500 de hunedoreni au fost informați de către polițiști și reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara cu privire la faptul că șoferii care consumă alcool sau alte substanțe interzise la volan ori nu dețin permis de conducere și produc un accident rutier soldat cu decesul victimei vor face închisoare cu executare. Legea Anastasia a fost recent promulgată și poartă numele unei fetițe de doar 4 ani care a fost lovită mortal anul trecut de o femeie care se afla la volanul unui autoturism, deși nu deținea permis de conducere. În perioada 24-26 iulie, polițiștii din cadrul serviciului rutier Hunedoara, precum și angajații ai compartimentului de analiză și prevenire a criminalității, împreună cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara, au desfășurat pe raza județului activități de informare pentru aducerea la cunoștință participanților la trafic despre modul în care sunt aplicate pedepsele în cazul unui accident rutier, în urma căruia a rezultat decesul uneia sau a mai multor persoane provocate de conducătorii auto aflați sub influența băuturilor alcoolice, a drogurilor sau care nu dețin un permis de conducere valid. Au fost transmise informații către cetățeni atât în trafic cât și în zonele aglomerate cu privire la noile prevederi legale aduse prin legea 213, denumită și legea Anastasia. Actul normativ a fost denumit după numele unei fetițe decedate într-un accident rutier provocat de către un conducător auto care nu deținea un permis de conducere.